Vești bune pentru viitoarele mămici. De la începutul anului viitor, toți bebelușii vor fi testați auditiv înainte să fie externați din maternități. În prezent, micuții sunt examinați în doar 10% dintre unitățile sanitare. Asta cu toate că 600 de bebeluși se nasc anual cu probleme auditive. Pentru că nu sunt testați toți la naștere, o parte dintre copiii cu probleme de auz primesc diagnostice greșite ca autism sau retard. A unor celule ciliate externe dă niște sunete și captează răspunsul pe care le dau aceste celule ciliate. Acestui băiețel, care are doar 8 zile de viață, tocmai i-a fost testat auzul și în doar câteva minute medicii au aflat că are probleme. Surditatea este cea mai prezentă boală la nou născut deja. Surditatea nu doare. Copilul mic nu ne spune niciodată că nu aude, pentru că nici nu știe că ar trebui să audă. 600 de copii se nasc anual cu probleme auditive în România. Din păcate, cei mai mulți sunt diagnosticați după vârsta de 2 ani, pentru că în acest moment se face screening auditiv doar în 17 din cele 160 de maternități. Sute de copii care se nasc anual cu probleme primesc diagnostice crunte care nu au nicio legătură cu deficiența de auz. Este foarte trist pentru noi să remarcăm la 2 ani de zile că acești copii nu vorbesc, de multe ori întârziere în limbaj, nu pot merge în colectivitate, de multe ori primesc diagnostice eronate, cum ar fi, de exemplu, tulburări din spectru autism. Ministrul Sănătății anunță că de anul viitor programul de screening va fi extins în toate cele 160 de maternități din țară. Informațiile despre pacienții cu probleme de auz vor fi introduse apoi într-un registru pentru care statul nu a plătit niciun leu. Anul viitor toți copiii născuți în România, în spitalele din sistemul de stat, vor fi testați auditiv, încă din maternitate. Ministerul Sănătății a început deja procedura de licitație pentru achiziția celor 335 de aparate de screening auditiv. În spatele proiectului este Oana Giambașu, unul dintre consilierii ministrului. Oana este mama unui copil care s-a născut cu o malformație cardiacă gravă. Din cauza tratamentului, fetița a dobândit hipoacuzie și a avut nevoie de proteză auditivă. Niciun doctor român nu a avut curajul însă să o opereze. Așa că, ajutată de oameni cu suflet mare, Oana a plecat cu cea mică în Statele Unite ale Americii. Atunci și-a dat seama cu ce lipsuri se confruntă spitalele din România. Așa că în 2014 a încercat să implementeze un program de screening la nivel național, fără succes. Toate eforturile noastre timp de 2 ani s-au concretizat în nimic. Pur și simplu am luat-o de la zero aici. Am urmat toți pașii pe care trebuia să-i urmez și am făcut tot ceea ce am văzut că în alte țări este funcțional. Și în 3 săptămâni, în Ministerul Sănătății, am reușit să fac ceea ce în 2 ani nu am reușit să fac din societatea civilă. Ministrul Sănătății anunță că va fi reînființat învățământul de studii superioare în domeniul audiologiei, pentru că în prezent nu există școli de specialitate.